Caz șocant la Spitalul Județean din Timișoara. Un pacient a luat foc pe masa de operație în timpul unei intervenții chirurgicale. Bărbatul are 84 de ani și mai multe arsuri pe față și pe gât. Medicul care a stins flacăra a suferit și el arsuri pe mâini. Cazul este acum cercetat de Direcția de Sănătate Publică din Timiș. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc într-o sală de operații de la Casa Austria, clinica de chirurgie reparatorie și mare arși din cadrul Spitalului Județean Timișoara. Unul dintre cei mai cunoscuți medici din unitatea sanitară efectua intervenție chirurgicală de extirpare a unei tumori în zona mandibulei. Pacientului, un bătrân în vârstă de 84 de ani cu multiple comorbidități, urma să-i fie schimbat anestezia de la una ușoară la una profundă pentru a putea fi intubat. Colegii de anestezie tocmai se pregăteau ca să-l intubeze, a apărut o flamă, au luat foc câmpurile, eu am sărit, am luat câmpurile de pe el. Colegii au închis repede oxigenul și atunci s-a limitat doar la această situație care este acum. Focul a fost stins în câteva secunde, iar medicii au acordat pacientului primul ajutor și au reușit să-l salveze. Bătrânul are arsuri pe față și pe gât și a fost în cele din urmă intubat. Are niște leziuni de arsură, gradul 1, 2A, insular 2B, dar o suprafață corporală de 5%, care nu pune probleme din punct de vedere al acestor leziuni de risc vital. Medicul care a intervenit are și el arsuri pe mâna stângă. Nu câmpul de pe el și mai mănuși. Și cum ăla câmpul ardea, cauciucul ăla s-a prins repede și m-a pârlit repede. Asta e, câteva zile. Conducerea spitalului spune că asemenea incidente se pot produce în orice unitate sanitară din lume și că nu este vorba de un aparat defect sau de neglijență. Cel mai probabil focul a izbucnit din cauza acumulării de oxigen în timpul schimbării măștii de aer pentru realizarea intubării. Măsurile de protecție și medicale în viitor vor fi asigurate pe deplin. Se întâmplă în orice clinică chirurgicală, în orice sală de operații, atât în țară cât și în străinătate. Nu este nicio diferență. Aparatura este de cea mai bună calitate. Polițiștii timișoreni s-au autosesizat și au deschis un dosar penal în acest caz și fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Conducerea Spitalului Județean din Timișoara a anunțat Direcția de Sănătate Publică. Reprezentanții acestei instituții vor stabili dacă au fost sau nu respectate procedurile specifice unei asemenea intervenții chirurgicale. Totodată, cei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă vor analiza dacă se va impune demararea unei anchete în acest caz. Pentru Focus de la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu, Prima TV.